Întrebarea pe care o primesc cel mai des în toate discuțiile pe care le port, mai ales discuțiile noi pe proiectele noi, este cât mă costă casa. Să purtăm o primă discuție legată de bugetul casei, vorbind în primă fază despre costurile structurii. Cât mă costă structura și asta voi analiza în videoul de azi. Avem acum în birou un proiect pentru care facem un studiu de soluție pe tipuri de structuri, respectiv analizând din ce materiale se poate construi această casă la cererea beneficiarului și împreună cu arhitectul și vedem pe aceste tehnologii pe care le-am ales cât costă pe fiecare tipologie structura. Și am făcut trei sisteme. Am mers pe sistem clasic de cărămidă, structură din cărămidă și cadre din beton. De fapt, este o structură din zidărie cu goluri verticale și stâlpișori din beton armat, placă de beton armat, centuri din beton armat. Structură pe CLT, cross laminated timber, și o structură din panouri prefabricate de tip timber frame, adică panouri de tip osatură în care se pune și termoizolație. În acest caz am ales să discut exclusiv pe partea de structură și am analizat structura în fiecare variantă fără să țin cont de alte materiale conexe. De exemplu, la fundații nu am ținut cont de umpluturi, termoizolații la fundații, hidroizolații, pentru că facem doar o analiză de preț pe sisteme structurale. Nu am ținut cont de restul capitolelor, termoizolație, tâmplării și finisaj. Practic vorbim de casa la roșu. Așa că o să trecem prin fiecare sistem structural pentru care am realizat un anteproiect, se numește predimensionare, ca să nu muncim foarte mult, pentru că e totuși de lucru într-o astfel de proiectare. Făcut predimensionare însemnând că în raport cu arhitectura casei, forma și poziția ei geografică, care ne arată datele climatice și încărcările de calcul pentru partea de structură, am ales niște dimensiuni care le-am calculat destul de rapid și asta înseamnă că avem o toleranță oarecare. Adică dimensiunile nu sunt acelea finale, dar știm pe unde suntem. Vom fi cam pe acolo, într-un proiect final. Asta pentru a avea foarte rapid o analiză de costuri. Mai menționez acum că prețurile pe care le am sunt prețuri la zi pentru martie 2019, ținând cont că în construcție a existat acum o mică creștere de prețuri datorită tuturor chestiilor care se întâmplă la nivel legislativ și manopera a crescut din ianuarie încoace foarte mult. Atunci am niște prețuri care sunt aduse la zi și prețurile sunt făcute statistic pe baza 2-3 oferte obținute de la diversi colaboratori pe acest domeniu, plus prețul materialelor așa cum le găsim acum pe piață. O să trecem un pic prin arhitectura casei și arhitectura este la nivel de studiu de soluție pentru că proiectarea e un proces iterativ. Prima oară vine o propunere de la arhitect care se discută cu beneficiarul la nivel de nevoi, funcțiuni și estetică, ajunge apoi la inginerie, se discută niște dimensiuni de elemente structurale care au un oarecare impact înapoi în arhitectură și tot așa, e practic un proces de du-te-vino sau un ping-pong cu 2-3 meciuri servite până când ajunge casa la final. Așa că vă arăt pe ecran arhitectura casei, e o casă parter plus etaj, casă care pe o parte a curții are un perete comun cu casa vecină, se numește calcan. Și asta poate să aducă probleme la nivel de structură, pentru că în momentul în care vii și te lipești de casa unui vecin, trebuie să vii să faci o expertiză pe calcanul existent, trebuie să sabi la fundații să vezi până unde merg fundațiile casei vecinului, iar tu ești obligat, ca viitor beneficiar, să consolidezi acel perete și acea fundație a vecinului ca să poți construi. Și asta la mai departe poate să aducă niște costuri. La nivel de planimetrie în proiect avem o bucătărie, avem o zonă de zi, avem un loc de luat masa, o casă a scării, o baie și un windfang, o cameră tehnică unde vor fi aplasate echipamentele și mai avem la parter un birou. Urcăm apoi pe scări, avem un gol peste parter, iar la etaj avem 1, 2, 3, 4 dormitoare. Vedem fațadele ca propunere și o scurtă secțiune prin casă care ne arată un pic cotele de nivel. Ei, și de la acest prim pas, care practic
proiectul acum este o schiță de arhitectură, deci e la nivel de, la nivel de concept, care se discută atât cu beneficiarul cât și cu echipa de inginerie. Am făcut această analiză de prețuri pe sistemele constructive. Și am mers în prima variantă pe zidărie, pentru că este sistemul cel mai cunoscut și este sistemul clasic de construcție. Am ales pentru acest proiect zidărie cu goluri verticale, pentru că din punctul meu de vedere este zidăria care se pletează cel mai bine la structuri. Zidăria plină presată e o zidărie care necesită foarte multă manoperă, dar este un element structural. Ea lucrează ca și element de structură. Cărămida de tip bloc ceramic sau blocul ceramic în sine e un material care în acest caz, în regiunea în care este casa, nu este un material structural, pentru că suntem în București, suntem într-o zonă seismică și lucrează doar ca un plutură. Asta ar fi însemnat o structură în cadre. Am ales ca predimensionare în acest proiect, în varianta unei structuri pe zidărie, cărămida cu goluri verticale, care e o cărămidă între cărămida plină presată și între blocul ceramic, acela mare, care este folosit în momentul de față tot mai mult. Despre sisteme structurale pe zidărie și despre cărămizi în sine, voi avea un articol dedicat, așa că urmărește în continuare blogul și voi vorbi acolo despre fiecare în detaliu. Am ales asta în acest proiect pentru că e tipul de zidărie care se comportă cel mai bine într-o zonă cu seismicitate ridicată, cum este Bucureștiul. Și acum vedem pe ecran cum ar arăta structura gândită în acest fel. La structurile pe zidărie suntem obligați din proiectare, ținând cont de zona seismică în care suntem, să punem la toate colțurile stâlpișori din beton armat și la toate intersecțiile pe două direcții ale pereților. Însă, având cărămidă cu goluri verticale, cărămida lucrează structural, adică ea împreună cu acest stâlpișor și grinzi lucrează ca un întreg în structură. Plecăm de la fundații. Fiind o structură pe zidărie, avem nevoie de fundații continue, pentru că orice tasare diferențiată a casei ar putea să producă fisuri. Chiar dacă cărămida lucrează împreună cu betonul, lucrează foarte bine la compresiune și la forfecare. La întinderi, asta ar putea să producă rupturi sau microfisuri în zidărie și de aceea pentru structurile din zidărie se adoptă sisteme de fundație continuă. Și ne uităm la prima talpă de fundație pusă, vedem socul de fundare, placa de la parter, nu am pus niciun fel de strat sub placă. Repet, am analizat exclusiv structură pentru a putea compara în toate cele trei variante același capitol dintr-o casă, și anume structura. Placă de beton peste parter, pereții interiori care sunt destul de deși în raport cu parterul și asta poate cauza probleme în proiectare, placa peste etaj este și ea din beton și avem o șarpantă, adică o structură din lemn pentru acoperiș. Este o variantă, o structură clasică. Pe baza acestui model am scos cantități. Am scos cantități pentru fundații pe de o parte și am scos cantități pentru partea de suprastructură, adică pentru partea de structură care este deasupra pământului. Și într-o variantă simplificată, avem de exemplu așa. Avem săpătură în fundații, adică tot pământul care s-ar excava din fundații pentru a se putea turna betonul în fundații este de 35 de metri cubi. Întotdeauna când facem o estimare de cantități, avem cantitatea de proiect, adică ceea ce aș măsura aici în proiect, făcând click pe acest element, dar mai trebuie să adăugăm și o pierdere tehnologică care de obicei este între 8 și 15% sau această pierdere există dată niște indicatori de norme de deviz de fiecare tip de material sau această pierdere se discută împreună cu executantul pentru că constructorul știe și își dă seama dacă trebuie să toarne, de exemplu, 10 metri cub de beton, cât se pierde, pe unde se pierde acest material. Se pierde pe ceea ce rămâne pe cifă, de exemplu, dacă vorbim de beton. Se pierde ceea ce rămâne pe furtun, că nu poți niciodată folosi 100% materialul adus. Se fac niște astfel de cantități, de estimări de cantități, pentru că alea apoi se regăsesc în prețuri. Și avem cantitatea finală per articol estimată, avem preț unitar pe material, că așa se face un deviz corect. În cazul acesta nu se cumpără material pentru că este pământul in situ. Pentru manoperă avem 20 de euro pe metru cub, iar pentru transport am avea 6 euro pe metru cub. Asta înseamnă că mă costă un metru cub de săpătură 26 de euro. Astea sunt niște prețuri aproximate. Prețurile pot varia foarte mult în funcție de tipul de pământ de acolo și de locație. Avem apoi betonul simplu care se toarnă în fundații continue. În acest caz am o fundație de 40 cu 55 cm. Zona de jos. Am propus beton C12 cu 15, este un beton de clasă inferioară care se pretează pentru fundații. Avem 15 metri cub de beton cu o pierdere de 10%, 16,5. Prețul mediu al betonului în România este între 55 și 65 de euro per metru cub în funcție de clasa de calitate.
Există însă și variante mai, și prețuri mai mici sau prețuri mai mari. Depinde foarte mult de distanța la care este situată stația de betoane și unde, de unde se poate procura. Dar trebuie avut mare grijă la achiziția betonului, la clasa de calitate, să fie cea specificată în proiect. Și avem prețul unitar pe material, la care se adaugă prețul pe manoperă și prețul pe transport. Și așa am un preț total pe acest articol. Adică văd că doar tălpile din beton continuu m-ar costa 1270 de euro. Avem partea de cofraje, pentru că în momentul în care tor beton, tu trebuie să creezi un cofraj, adică o formă în care se așează pe viitor betonul. Avem apoi soclu de fundație, pentru că asta este denumită ca talpă sau grindă inferioară, asta este denumită ca soclu sau ca talpă superioară de fundație, care de obicei asta se armează, se pune beton armat, se pun armături în acest beton. Iar așa am făcut o estimare de cantități, 12,2 metri cubi, acest articol ne-ar costa cu totul 990 de euro. Partea de armături în fundații, câte kilograme de armătură am, de exemplu am 857, 0,85 euro este prețul mediu al oțelului pe în România, manoperele aferente și văd cât m-ar costa armarea. Toate aceste adunate îmi dau, în acest caz, prețul pe fundații aproximativ 7200 de euro fără TVA. Mergem mai departe, urmează suprastructura, adică ceea ce iese din pământ efectiv, pe varianta de zidărie. Când se face structură pe zidărie, se face prima oară, se fac de obicei pereții, se zidesc pereții, se pun armăturile în dreptul stâlpișorilor, apoi se cofrează pe două laturi pentru ca betonul turnat să conlucreze la colțuri cu zidăria. Am propus aici o zidărie de 188 cu 240 cu 290 GVP, adică cu goluri verticale. Am estimat cantitatea, câți metri cubi. Am luat de pe site-ul producătorului prețul unitar per cărămidă, din care mi-a ieșit prețul per metru cub. Am întrebat doi constructori cam care este manopera cu care ei lucrează, plus transportul, pentru că tu trebuie să aduci cărămida de unde o cumperi, și mi-a ieșit, de exemplu, realizarea zidăriei de la parter, 4.100 de euro. Și așa continuăm cu stâlpișorii, armătura din stâlpișori, betonul din centuri, armătura din centuri, betonul din placă, armătura din placă, cofrajul pentru placă, pentru că tu ai nevoie de un cofraj, adică de acea formă din lemn pe care se toarnă betonul pentru a rezista. Și avem preț total pe suprastructură, fără TVA, 33.000 de euro, aproximativ. Asta este structura la roșu, doar suprastructura. Cele două adunate, adică fundații, cum se denumite ca infrastructură, și structura de deasupra fundațiilor, adică suprastructura, împreună fac 40.000 de euro, fără TVA, la care se adaugă TVA-ul la 19%, dacă ești persoană fizică și îți faci casa pe persoană fizică, banii ăștia se adaugă la tine ca și cheltuială. Dacă găsești o variantă să-ți faci casa pe persoană juridică, că o poți transforma în clădire de birou sau în spațiu de birou sau spațiu pe firmă, asta discută cu contabilul tău, dar îți poți deduce TVA-ul. Însă, în marea majoritate a cazurilor, TVA-ul este ceea ce plătești. Și așa am ajuns cu structura la roșu la aproape 50.000 de euro. Ei, de aici mai departe am făcut niște indici ca să poți compara mere cu mere. Am considerat că suprafața construită a casei rămâne aceeași și am măsurat-o pe conturul exterior al structurii și o să vă arăt acum model. Toată fața exterioară pe care eu o bifez acum, am considerat-o ca fiind suprafața construită, exclusiv la structură. Nu este aceea suprafață construită care apare în arhitectură pentru că se mai adaugă restul straturilor. Însă pentru a putea compara cele trei soluții, am mers la acest... Am păstrat acest contur. Și în acest caz avem 208,6 metri pătrați construiți desfășurați, adică parter plus etaj. Iar dacă facem o aritmetică simplă și împărțim suma rezultată la suprafața construită, ne costă 230 de euro casa. Dar ăștia sunt banii pe care tu îi plătești. În schimb, tu folosești suprafața utilă a casei, adică trebuie scăzută grosimea pereților. Și așa am ajuns la suprafața utilă tot la roșu, deci fără finisaj, fără placări, fără gips, fără tencuieli, la 154,9 metri pătrați. Asta înseamnă un cost unitar de 310 euro pe metru pătrat, structura la roșu. Și am încheiat partea de sistem structural pe zidărie. Am făcut apoi varianta pe CLT, pe Cross Laminated Timber,
panouri la care eu recunosc sincer că sunt fan. Probabil că așa ne-am și cunoscut cu mulți dintre voi, vorbind despre această tehnologie. Adică vorbim despre acest material de cross-laminated timber, panouri din lemn lamelar încleiat pe două direcții ortogonale, îi se spune denumirea pompoasă. Nu? Am o direcție și am, se vede în secțiune, o direcție și cealaltă direcție. Adică scândurile sunt lipite în cruce. Asta e o monstru de perete de 10 cm grosime. Ea vine de la 6 cm grosime la 30 cm grosime, până la 3,60 m lățime și până la 22 de metri lungime. Scândură lângă scândură lipită, procesată integral pe CNC, pe mașină cu comandă numerică. Îți vine practic casa ca mobila. În această variantă de structură, vedem casa panotată. Intrăm iarăși la fundații. Însă aici, prima diferență pe care o puteți observa și voi este că n-am mai folosit sistem continuu de fundații. N-am mai mers cu grinzi continue ca talpă inferioară, pentru că am o casă de 4 ori mai ușoară. Fiind de 4 ori mai ușoară, eu pot să descarc cu ea în puncte pe teren și asta înseamnă săpături mai puține, manoperă mai puțină, timp mai puțin. Și așa am putut face un sistem de fundații izolate. Astea se numesc fundații izolate sau cuzineți sau blocuri de fundare. Aceste blocuri de fundare au rolul de a duce încărcările la zona de teren pe care pot să descarci. Am legat perimetral, adică pe tot conturul casei și pe tot traseul pereților, cuzineții cu o grindă din beton armat care oricum lucrează și ca soclu, adică are și rol de arhitectură pentru că ridică casa de pe teren. Am rămas cu placa standard turnată peste teren. Vedem cum ar arăta casa ca structură la nivelul parterului. Placa de peste parter este și ea din lemn, nu am mai rostuit-o, nu am mai pus rosturi între ele pentru că mă interesează în momentul de față doar suprafețe și grosim. Vedem că acum structura practic e ca un fagure și toată structura în sine devine ca o cutie. Ca să vă dau un mic exemplu, jucați-vă cu un ambalaj. Iau orice fel de carton de la dulciuri, ciocolată sau efectiv o cutie de carton. Uită-te la ea cât e de tare ca și cutie și apoi desfă-o și să vezi ca foiță cât e de slabă. CLT-ul are avantajul că întreaga structură lucrează ca o coajă. Nu mai am doar stâlpișorii care lucrează și la întindere și la încovoiere și zidăria care lucrează la compresiune, ci totul lucrează ca o coajă. Și asta are mai multe avantaje, dar despre asta o să vorbim iarăși în articolul dedicat structurilor din CLT. Placa de peste etaj este și ea din CLT, din aceste panouri și șarpanta rămâne la fel. În acest sistem constructiv, avantajul este că fiecare perete poate avea grosimi diferite. Adică dacă mie pe peretele din spate îmi descarcă mai multă greutate a casei, eu pot să o fac de 12 sau de 14 cm. Dacă pe peretele din mijloc nu descarcă aproape nimic, îl pot face de 8 cm. Dacă pe peretele din această fațadă îmi descarcă mai mult, pot să fac de 10 cm. Și vedem aici, în acest nod, că am peretele de jos de o grosime, iar peretele de la etaj este mai subțire ca cel de jos, pentru că nu mai trebuie să reziste și la greutatea planșelui deasupra. Ce înseamnă asta? Înseamnă că câștig spațiu util. Înseamnă că de la un etaj la altul câștig ceea ce eu de fapt folosesc. Am reîmpărțit iarăși casa pe bucăți și am tratat diferit fundațiile și suprastructura pentru a putea vedea costuri de falcate. În acest sistem structural sau în această variantă, pentru că n-am mai fost folosit tălpi continue, ci am folosit fundații izolate, toată structura a ajuns la 5.800 de euro. Am economisit 1.200 de euro la fundații pentru această casă. Este oricum o casă destul de compactă. Mergem mai departe la suprastructură și la structură am defalcat care sunt pereții de 10 cm grosime, câți metri pătrați am. Am considerat o oarecare pierdere de material, pentru că aici se mai adaugă, de exemplu când tai placa. Dacă peretele meu are 2,80 m, în fabrică peretele se face la 2,90 m. Și acei 10 cm îi pierzi, deci intră efectiv la tine ca pierdere. Nu mai ai ce face cu ei, dar tu îi plătești la producător. Și ăștia am băgat în cei 5%. Am un preț unitar pe material, care este un preț mediu pe care l-am văzut la mai mulți furnizori cu care am lucrat. Un preț unitar pentru procesare, pentru că dacă tu vrei găuri de ferestre, geamuri, instalații sau așa mai departe, se pot adăuga procesări extra și astea costă, dar primești un deviz foarte clar. Dacă tu ai 10 metri liniar de traseu de instalații și 5 prize, zice, o priză te costă X euro, un metru liniar de frezaj te costă Y euro. Deci la manoperă și montaj nu am pus momentan prețuri, pentru că acum vorbesc doar de articol ca material, dar mai jos am adăugat un montaj total, un preț total pe transport și montaj. Și așa am ies, de exemplu, pereții de la parter la
59 de euro pe metru pătrat pereții de 10 cm. Asta este un preț mediu pentru un anumit tip de CRT, de o anumită, un anumit număr de straturi și cu o anumită calitate a suprafeței. Prețul ăsta poate să varieze, atenție. Dar am ajuns pe la 9600 de euro cu o parte din preț, apoi am niște pereți de 8 cm grosime, apoi am planșeul de 140 cm grosime, pereții de la etaj ajung la 8 cm grosime și la 6 cm grosime. Placa peste etaj, în acest caz, mi-a ieșit la 8 cm grosime, pentru că nu am nimic încărcătură pe el și pentru că pereții de la etaj sunt foarte compacti. Structura de la șarpantă a rămas la fel. Am mai adăugat un capitol de accesorii, folii și șuruburi, pentru că lucrând cu lemn, o prins cu șuruburi și nu le pot estima până nu am un proiect complet, dar statistic vorbind din proiectele pe care le-am făcut, știu că șuruburile și foliile mă costă între 5 și 10% din valoarea CRT-ului și am luat o valoare medie de 7%. Am estimat două tiruri cu 1,3 euro per kilometru, ori 550 de kilometri de la fabrică până la sit, dar asta iarăși e o estimare medie. Văd care este prețul transportului. Am mai adăugat 4 zile de montaj într-o echipă de 4 oameni cu un preț mediu pe o echipă care ar fi în deplasare și am obținut costul pe montaj și se mai adaugă macaraua, care înseamnă descărcat tir și montaj panouri. E o estimare de 4 zile, iarăși făcută statistic pe baza proiectelor pe care le-am făcut. Că în medie montajul unei structuri de CLT durează între 3 și 6 zile dacă vorbim de astfel de casă. Am avut doar un singur caz în care, nu, două cazuri, la blocul din Suceava și clinica din Timișoara, în care, fiind structuri complexe, montajul a durat 12 zile la amândouă. Și așa am obținut prețul suprastructurii de 50.000 de euro fără TVA. Cele două adunate, fundații plus suprastructură, înseamnă 56.000 de euro, la care adăugăm TVA-ul de 19%, înseamnă 66,7.000 de euro. Am păstrat constantă suprafața construită de 208 metri pătrați, dar ce s-a întâmplat? Am câștigat mult mai multă suprafață utilă. Am ajuns cu o suprafață utilă de 181 de metri pătrați. Dacă mă duc la cărămidă, aveam 154 de metri pătrați utili, dacă merg pe CLT, am 181 de metri pătrați utili. Adică am câștigat aproape 26 de metri pătrați utili, doar din grosimea de structură. Subțin pereții, ce s-a întâmplat? Ce am câștigat? Suprafața utilă, adică ceea ce tu folosești. Că tu acolo stai, tu stai în spațiu util. Nu? Făcând aceleași calcule, cost total împărțit la suprafață construită și cost total împărțit la suprafață utilă, am ajuns la aproape 320 de euro pe suprafață construită și la 368 de euro pe suprafață utilă. Și ăsta a fost sistemul pe cross laminated timber. Și am mai făcut o a treia variantă din pe structură timber frame, despre care o să vorbesc într-un articol dedicat. Este o structură din panouri structurale termoizolate, sunt ca niște rame făcute din dulapi de 60x160, 50x150, depinde cumva de producător. Ai o talpă jos, o talpă sus și montanți, adică stâlpișori din 60 în 60 de cm. O să intru acum în casă pe ecran să vă arăt mai bine. Am o mică observație. De simplitate, am pus placarea de OSB pe exteriorul structurii pentru a o modela mai rapid, pentru că în cazul de față m-am interesat cantitățile. Și atunci, pentru a fi mult mai ușor, am modelat rapid, însă OSB-ul se pune pe fața interioară. Asta pentru că OSB-ul lucrează ca barieră de vapori și are un impact important în transferul termohigroscopic, despre care o să vorbim într-un capitol dedicat, dar o zic doar că nu este o greșeală, ci e pur și simplu o observație. Și intrăm acum în casă, se văd montanții, că așa se numesc acești stâlpișori pe care acum i-am selectat, se pun niște rigle orizontale care se împart OSB-ul. În acest spațiu însă se poate pune termoizolație. Aici este avantajul acestui sistem structural, că structura se combine cu termosistem. Talpa de sus, OSB-ul pus și de aici mai departe putem să vedem și să mergem în toată casa. Și aici vorbim exclusiv de structură. Deci structura pe timber frame înseamnă montanții de lemn, talpa de jos, talpa de sus, grinzile și placarea de OSB. Care în acest caz, placa de OSB lucrează structural ca element de contravântuire, adică ține casa să nu se miște la vânt, la cutremur, dar și la alte mișcări și vibrații din generate de folosirea structurii. Deci placa în sine are aici rol structural. Nu are rol decorativ, nu are rol de compartimentare, nu are rol fonoizolant. Am considerat rolul ei structural, pentru că de aici se adaugă restul stratificațiilor. Termoizolație, rigips și așa mai departe.
Am păstrat fundație la fel gândite ca la CLT, pentru că e practic sunt sisteme asemănătoare și greutățile sunt tot pe acolo. Am cerut o ofertă colaboratorilor de la Dimmer, cu care lucrăm pe proiecte în varianta de design and build, pentru că lucrând pe lemn ai nevoie de un executant care să poată să îți asigure cerințele de exigențele de calitate așa cum trebuie din proiectare. Atenție că este o ofertă cu caracter informativ, pentru că este la nivel de predimensionare și o ofertă finală și corectă se obține după un calcul structural, după un proiect făcut de un inginer, în care sunt date toate pozițiile și toate elementele structurale componente. Și atunci se face o ofertă finală completă. Aici vorbim doar de oferta ce conține structură și contravântuire, adică placări, dar în acest caz, într-o structură de tip timber frame, se mai adaugă și termoizolațiile și eventuale folii, se mai poate adăuga termoizolația exterioară, placarea exterioară. Și am cerut o ofertă de preț preliminară pe structură, considerând exclusiv componentele de structură. Și aici, repet, nu sunt incluse termoizolațiile și alte accesorii în panouri, ci este doar lemnul și OSB-ul și montajul lor în fabrică, care pentru această casă e și la 33.000 de euro kitul. Am considerat transportul de la Bacău până în București, 330 de kilometri, ori două tiruri, 858 de euro. Montajul și macaraua este identic și la fel cu CLT-ul, pentru că panourile ca dimensiuni, ca formă și ca precizie sunt făcute la fel. Și atunci a ieșit structura la 38.000 de euro. Adunând doar structură plus infrastructură, a ieșit la 44.000 de euro. Total infrastructură plus suprastructură cu TVA a ieșit la 52.000 de euro. Avem aceeași suprafață de 208,6 metri pătrați, pentru care structura la roșu, dar pe lemn, a ieșit la 251 de euro, iar la nivel de suprafață utilă, avem 175 de metri pătrați utili. Asta pentru că pereții de timber frame sunt de 15 cm toți, iar cei interiori sunt de 10 cm. Și asta s-a adunat, practic, și au ieșit mai multă suprafață utilă ca la zidărie, dar mai puțină suprafață utilă ca la celete. Și avem 175 de metri pătrați suprafață utilă, pentru care casa iese la 300 de euro aproape pe metru pătrat, la suprafață utilă. Așadar, am analizat trei sisteme structurale, considerând trei materiale de construcție, pe care am discutat și am analizat pur componenta de structură. Și atunci, dacă facem iarăși o analiză, pe cărămidă am ieșit la 310 în acest proiect, pe timber frame am ieșit la 299 și pe CLT am ieșit la 368 euro per metru pătrat cu TVA inclus. La nivel de structuri nu au fost considerate finisajele deloc, repet, și astea se adaugă ulterior, fiecare cu avantaje și dezavantaje. De asemenea, mai trebuie adăugați în calcul timpii de construcție. Cât înseamnă costuri de șantier, pază, protecție, mentenanță, curent, taxe și impozite plătite pe teren în toate dintre cele trei variante. De obicei, în medie, realizarea unei structuri pe zidărie durează cel puțin 3 luni. Și zidăria mai are nevoie de timp pentru a se usca. Nu e bine ca imediat, nu recomand deloc ca imediat ce ai pus casa în picioare pe zidărie să vii să o închizi. Ci, așa cum ziceau și meșterii pe vremuri, lasă casa să se așeze. Adică lasă să se tragă toată apa din ea. În variantele structurale pe lemn, pe CLT sau pe timber frame, sunt variante 100% uscate, în care din a doua zi după ce e gata structura, poți să vii să montezi restul finisajelor, dar într-adevăr aici depinzi mult mai mult de capriciile vremii. Adică trebuie să ai 2-3 săptămâni vreme uscată pentru ca tu să poți să închizi casa cu totul. De aici mai departe se adaugă restul stratificațiilor, și anume termoizolații, tâmplării, acoperiș, și la înveritoare pe acoperiș care lucrează ca hidroizolație, suport finisaj care înseamnă tencuieli sau gips sau diverse placări, șape, instalații, care înseamnă instalații primare și instalații secundare, instalații de tip finisaj și finisajele în sine. În medie, costul unei structuri este 25-30% din bugetul total al casei, care bugetul total îl poți afla într-o astfel de analiză pe casa ta, dar trecând prin toate specialitățile. Costul total al unei structuri îl afli numai după ce ai un proiect de rezistență făcut într-o variantă finală, pe baza căreia scoți astfel de cantități și poți cere oferte de preț. În raport cu ceea ce am făcut eu, pot exista variații de minus 5% la prețul, dar până spre plus 20%, pentru că a fost o variantă făcută rapid, ca să știm că, uite, suntem cu structura în preajma lui 60.000 de euro. După aia poți să vezi, ești la 80.000, ești la 40.000. Astea sunt
pașii de analiză în care îți dai seama unde te afli cu buget. Dar acest buget este un buget de 25-30% din valoarea totală a investiției pentru astfel de casă. Ăsta este rolul unei echipe de proiectare atunci când vrei să-ți faci o casă. Asta pentru a nu avea erori și costuri mari în șantier și pe care nu le mai poți previziona. Și aici mă refer la aceste cantități de materiale, dar și la corelarea pierderilor în sine. Gândește-te ce ar însemna de aici să ai de două ori mai mult beton de turnat, pentru că e efectiv cu cifra pe șantier. Și asta se duce mai departe la constructor, se discută cu constructorul, se discută cu dirigintele de șantier, eventual cu managerul de proiect dacă e un proiect mai amplu sau dacă tu nu ai timp să te implici și îți recomand un manager de șantier. Dacă v-a plăcut articolul, voi continua să detaliez și să fac astfel de articole și să tratez și alte subiecte cheie sau componente a casei. Dar pentru asta am nevoie de la voi de like, share și subscribe. Și mai vreau ceva. Dați-mi un coment cu vreau pe Facebook, YouTube și Instagram și după ce obțin 100 de comenturi, vin cu articolul următor.